Salutare, oameni buni! Pentru azi, ziua de marți, 15 august, o să vă un bilet cu meciul din Champions League. Avem calificările, turul 3 preliminar, meciul retur. Primul meci am jucat Sparta Praga cu Copenhaga, a fost în turul meci foarte neașteptat, am jucat acolo 1x și 2 plus. Sparta Praga însă s-a dovedit o echipă foarte solidă, au făcut un joc bun defensiv, nu prea au avut ocazii foarte multe, dar destul de bine ca posesie, nu a fost așa o dominare totală a lui Copenhaga. Deci eu văd pe Sparta Praga un pic favorită și este și după cote. În campionat Sparta Praga a spulberat pe Jablonec 5-1. Deci e o echipă bună și pe teren propriu cred că are prima șansă. Îl văd tot un meci de egal, 1-1, 0-0, poate 1-1-0 pentru Sparta. Nu cred că pierde Sparta Praga, am jucat 1x la cotă de 1.33. Meciul 2 am jucat la Servette cu Rangers. În tur Rangers a câștigat 2-1, a fost mult, mult superioară Rangers. A avut multe ocazii, a dominat jocul. De obicei Rangers e o echipă care totuși e la un nivel foarte bun din punct de vedere al pregătirii fizice. E un campionat unde într-adevăr n-are adversari decât pe Celtic, dar și în campionat acum au dat 4-0 într-un meci. Cei de la Servette au făcut egaluri în campionat cu Zurich, cu Lausanne și cu Sengala în toate 1-1. Cred că vor fi și aici goluri. Rangers cred că nu pierde nici azi și va da un două goluri. Am jucat X2, am decis să pariez X2 și 2 plus goluri. 5 la 1.62, o cotă foarte bună. Și apoi meciul 3 o să joc la Marseille cu Olympiacos. Am avut în tur și de-abia au început campionatul, cei de la Panathinaikos nu au jucat niciun meci. Marseille a jucat acum în weekendul un meci de campionat, dar atunci când au jucat meciul tur, amândouă veneau direct din pregătiri. Marseille acolo a luat roșu și a pierdut cu 0 la 1. A fost un meci destul de modest făcut din partea lui Marseille, dar și pentru că a luat roșu. În campionat au bătut 2-1 pe Reims. Panathinaikos n-a jucat niciun meci. Cred că va fi un meci destul de încrâncenat, destul de strâns. Cota pentru victoria Marseille 1.50. Am decis să joc la acest meci total cartonașe Marseille peste 1.5. Deci Marseille se ia două cartonașe astăzi, chiar dacă ei vor ține de minge mai mult, dar cred că vor fi și momente în care vor intra în clinciuri, vor intra poate în situații în care vor trage de timp, dacă vor avea avantaj un gol sau două. Și cred că vor fi din nou intrări destul de dure, cum și în tur Marseille a luat atâtea galbene. O să joc peste 1.5 cartonașe Marseille, total cartonașe, la cota 1.28. Asta e biletul meu. Cota biletului 2.75, asta este biletul meu. Dacă vă inspirați din el, zic hai să avem baftă și nu uitați să vă lăsați un like dacă vi se pare că v-ați inspirat din ponturile mele, v-ați inspirat din analizele de propuneri, vă rog să le lăsați în comentarii. Și nu uitați să vă abonați dacă nu v-ați abonat deja. Mersi de atenție, să avem baftă!